Mai Godoroja, director artistic, festivalul Panorama Blues, ediția a doua. S-au întâmplat lucruri esențiale, importante, deja în ediția a doua. Da, e vorba despre, în primul rând, o prezență dublă de public, ceea ce, pe de o parte, atestă puterea de promovare a partenerilor media care ni s-au alăturat. Cu ocazia asta mulțumim și partenerul nostru KTV. Și pe de altă parte se confirmă faptul că lucrurile făcute temeinic, pas cu pas, sunt cele mai durabile. Eu cred împreună cu Sergiu în acest festival, cred că are potențialul de a deveni un soi de gărâna pentru blues rock și cred pentru faptul că bluesul, fiind o rădăcină a tuturor lucrurilor care s-au petrecut cu tobe și ghitări în secolul nostru, cred că el este, poate fi o gazdă bună pentru foarte multe lucruri care pot merge, muzicale care pot merge până la experiment. Deci de la bluesul, să zicem, tradițional, la bluesul standard, până la zone de fuziune. Spune că lucrurile sunt, și eu de altfel am constatat că lucrurile au crescut în potențial și în ofertă. Câteva elemente de noutate în această ediție a doua. În primul rând, faptul că participarea artiștilor este 100% cu programe noi. Sunt câteva nume care sunt de notorietate, cum ar fi A.G. Weinberger, a cărui prezența aici este importantă, pentru că este una dintre figurile de referință ale genului. Pe de altă parte, proiectele a doi ghitariști de primă clasă, e vorba de Rareș Totu și George Baicea. În altă ordine de idei, prezența unui duo foarte special, Marcian Petrescu, muzicuță și voce, și muzician american Clay Windham, care cântă voce și gitară. Este un proiect care se numește Poveștitorii sau Storytellers și care are anvergură europeană, așa cum este el construit. Și aș mai spune că pe lângă prezența trupei Steel Blues și proiectul meu, publicul vine cu inițiative foarte noi și anume încep să se organizeze în oameni care vor să se simtă bine. Am ascultat oameni care și-au pus muzică, oameni care au făcut cunoștință aici, au început să vorbească despre pasiunea lor, despre muzică și nu numai. Deci s-au petrecut, cum dacă vrei, un soi de comunitate într-un blues rock. Așa, așa, aici în Ținutul Pădurenilor. Despre proiectul Mai Godoroja în Blue Spirit, anul acesta? Anul acesta, aici la Panorama, este un spectacol, îndrăznesc să-i spun, special, pentru că reprezintă o quintesență a două titluri pe care eu le-am promovat în ultima vreme. Și anume, cel care privește o poveste mitică, dacă vrei, Diavolul și Robert Johnson, care este o explorare în zona bluesului arhaic și în special al lui Robert Johnson, o figură de referință, un personaj esențial pentru blues. Și pe de altă parte, celălalt spectacol, ăsta fiind acustic, celălalt spectacol care este electric și care poartă numele ultimei piese de pe albumul nostru, Hippie cu Diamante, spectacol care se numește Vă rog să aveți o viață frumoasă. Sunt două spectacole care au mers în paralel. Cel de-al doilea, Vă rog să aveți o viață frumoasă, urmând a fi să intre și într-un circuit european anul viitor. Sper ca ceea ce voi prezenta pe scena festivalului să reprezinte, să mă reprezinte pe mine și echipa cu care vin 100%. O vorbă genială pentru Capital TV. Deci Capital TV, da? Capital TV este pentru noi toți o formă de capital sufletesc și prin felul în care noi comunicăm cu voi și este o formă de capitalizare spirituală. Fiți alături de el pentru că veți fi alături de noi. Să aveți o viață frumoasă!
pornit-o de acasă. Gândurile nu te lasă. Frate soare, soră lună, spuneți voi de calea bună. Să trăiești, 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 să trăiești
de pe tine. Lumea să te știe bine, să te cingă în duplete, ploaia rece să te învete.
și-am plecat și-am spus: hei, hei, mamă, de ce tu m-ai născut? Să sufăr până la moarte de la un sărut. Nu plâng pentru atâta lucru, dar sufletul mă doare s-o văd pe ea ca cum cu un alt băiat. Și-am spus: hei, hei, mamă, de ce tu m-ai născut? De ce? Concertul bunului meu prieten George Baicea. La tobe, domnul Vali Vătuiu. La chitară bas, Alex Davidescu.
Și în schimb vom amânta tristețe.
cu vesele cântece și I said, hello, stranger.
we go the canyon way. Hey Joe, we go the money in your hand. I'm going downtown, buy me a blue steel 44. I'm going downtown, buy me a blue steel 44.
We'll be right back.
spune, timpul trece, nu-l mai vezi. Ia-ți norocul d-un lume, timpul trece, nu-l mai vezi. Iar când dorul ne-o întâlni, timpul trece, nu-l mai vezi. Ia samanul ocolim, timpul trece, nu-l mai vezi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. Timpul trece, nu-l mai vezi. Când prieteni vin să te vadă, timpul trece, nu-l mai vezi. Nu-i lăsa să aștepte în stradă, timpul trece, nu-l mai vezi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. De ți-e teamă să te bucuri, timpul trece, nu-l mai vezi. De gândul rău tu să te scuturi, timpul trece, nu-l mai vezi. Iar când vrei să o faci lată, timpul trece, nu-l mai vezi. Hotărăște-te odată, timpul trece, nu-l mai vezi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. Viața zgomotoasă pleca vom mai apoi. Voi ce ați rămas acasă, când aveți un blues cu noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. Să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. Să puneți vinul pe masă. Să ne amintim de voi. Mulțumim frumos! Ne vedem la anul, la următoarea ediție. Vă rog să aveți o viață frumoasă. La revedere!